Domnul Malan. Pentru cei care se află în spate și nu domnul vice. Au posibilitatea să vadă, vă pot spune câteva detalii. Este un mesaj către împăratul Franz Iosef. Este o boală mare de hârtie, inginerii ar spune chiar un A0. Este deosebită. Acum putem spune că domnul viceprimar Moran a pus mâna pe istorie, pe o bucățică de istorie. Și noi suntem părtași la ea. Haideți să citim câteva cuvinte. Este o epistolă destul de lungă. Dacă îmi permiteți să iau și ochelarii, este un scris foarte mărunt. Am știut eu cât am să intregătită. Am emoții, vă spun sincer. Da. Deci este o scrisoare destinată împăratului Franz Iosef I, împăratul Austro-Ungariei. Este un scris foarte, foarte arhaic, da? Se pomenește faptul că în orașul Oradea și în județul Bihor, administrația locală de atunci, în prezența baronului Dori Iosef și cu puterea dată de Dumnezeu, împreună cu 12 jurați, printre care sunt enumerate numele lor, așa, alături de cetățenii acestui oraș, cu mare bucurie, în suflet și cu credință în Dumnezeu, cu donația domnului dr. Rosenberg Sandor, rabinul Oradiei la acea vreme, au pus această hârtie pentru viitor, deși la acele vremuri nu erau condiții pielnice. Nu spune pentru cine. Da. Bucuria și entuziasmul pentru acel moment deosebit, pentru evreii din Oradea, și lumina este cam slabă, alături de președintele sau conducătorul comunității de atunci, președintele Brody Samuel, respectiv Levi Shalamon și Adler Ignaz, s-au simțit onorați alături de rabinul de atunci, cu voința lui Dumnezeu, să pună bazele casei Domnului și să-l construiască astfel încât cei care vor veni să ridice odă numelui lui Dumnezeu, atât pentru obiceiurile învechite, aici am să fac o paranteză, este o sinagogă neologă, deci să pună deoparte acele obiceiuri învechite și pentru realizarea etajului întâi, respectiv realizarea deci atât dulapul Torei, cât și orga care vor fi construite în această Biserică a Domnului, să-și poată practica religia în orice condiții, în condiții de libertate a cultului, în condițiile date de vremurile de atunci și sub oblăduirea conducerii maghiare de atunci și această voință să rămână pentru cururi a apărut un cuvânt.